Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Inedit, execuția publică a animalelor și alte ciudățeni medievale. Istoria omenirii nu se compune doar din fapte de glorie, ci și din multe bizarerii, unele din ele vecine cu nebunia. De la judecata și execuția publică a porcilor și până la divorțul soldate cu îngroparea de viu în pământ. Alina Olteanu ne prezintă în numărul 1459 al formulei AS câteva exemple de ciudățenii medievale. Tribunalul animalelor. În evul mediu, animalele erau judecate la fel ca și oamenii. Până în secolul al XVIII-lea, chiar și insectele riscau în multe părți ale Europei să aibă probleme penale. Primul exemplu cunoscut de istorici este cel al unui porc judecat și executat în 1266 la Fontenay-aux-Roses. Tot un porc a fost adus în fața justiției în 1386, fiind acuzat de infanticid. Procesul a fost sobru, iar porcul a fost tratat ca în multe asemenea procese exact ca un om. Înainte de execuție a fost îmbrăcat într-o veste și i s-au pus mânuși și o mască cu chip uman, ceea ce a sporit considerabil efectul dramatic. Necuvântătoarele trimise în judecată se numărau aproape invariabil printre cele domesticite, mai ales porci, tauri, cai și vaci, sau printre cele considerate dăunătoare, precum șobolanii și temutele gărgărițe. Inculpații compăreau atât în fața tribunalelor bisericești cât și în fața celor seculare. Adesea erau audiați la proces și martori umani, iar necuvântătoarele aveau parte de avocați. Dacă instanța le considera vinovate, animalele erau fie executate, fie trimise în exil. Mai existau însă și excepții. De exemplu, o măgăriță care fusese victima unor avansuri nedorite a fost judecată alături de agresorul ei sub acuzația de bestialitate. Măgărița a fost însă achitată grație martorilor care i-au luat apărarea, lăudându-i blândețea și comportamentul bun. Omul n-a avut însă același noroc, fiind executat. Un alt proces care a avut drept inculpat un animal e descris într-o cronică din 1624, care descrie un caz mai vechi. De data asta a fost vorba de un cocoș din orașul Basel din Elveția, adus în fața instanței pentru crimă scandaloasă și nefirească a depunerii unui ou. Cetățenii îngrijorați ai localității suspectau că în spatele acestei afaceri necurate ar fi stat însuși satana și că nou ar fi crescut de fapt un basilisc, o reptilă fabuloasă reprezentată adesea drept o combinație de șarpe și cocoș, având puterea de a ucide prin simpla privire sau prin o travă a răsuflării sale. Dar și mai ciudat a fost un proces desfășurat în 1596 la Marsilia și în care au fost judecați niște delfini. Nimeni nu mai știe care a fost acuzația adusă bietelor făpturi. Cert este că delfinii au fost găsiți vinovați și executați fără milă. Dar ce să ne mirăm? Asemenea cazuri s-au întâlnit și recent. În 2004 a fost de pildă condamnată la închisoare în Kazahstan o ursoaică numită Katia, ea fiind găsită vinovată după ce a mușcat două persoane. Katia a fost încarcerată la penitenciarul Arkalik din Constanai, fiind deliberată abia după ce a ispășit 15 ani de închisoare. Săracul satului. Printre cele mai neașteptate lucruri pe care le află studenții de la facultățile de istorie este că în evul mediu mentalitatea față de săracul satului, personaj tratat azi îndeopște cu dispreț pe motiv că nu muncește destul sau nu e suficient de descurcăreț, era complet diferită. În acele vremuri, când nu existau servicii de asistență socială și alte asemenea înlesniri, îngrijirea celor năpăstuiți de soartă cădea în mod firesc în sarcina comunității și a bisericii. Fapta de a-l ajuta pe băiatul familiei din vecin, născut cu o dizabilitate, ori pe bătrânul satului care nu mai avea puterea să muncească, nu era percepută drept o corvoadă de membrii comunității, ci mai degrabă drept o binevenită ocazie de a demonstra că sunt cu adevărat niște buni creștini. Așadar, săracul satului le oferea prilejul să-și manifeste bunătatea și omenia în mod concret, lucru pentru care comunitatea era îndatorată. Acest sistem le oferea de altfel oamenilor și o plasă de siguranță. Vremurile erau grele și fiecare dintre ei era conștient că într-o zi ar putea ajunge el însuși să se numere printre năpăstuiții care au nevoie de ajutorul altora pentru a supraviețui. Fecioara de fier. Probabil că niciodată în istorie tortura n-a ajuns să capete forme mai teribile ca în epoca medievală. Iar unul dintre cele mai cinice exemple provine chiar de pe teritoriul țării noastre. E vorba de așa numita fecioară de fier din cetatea Făgărașului. În închisoarea cetății se afla o încăpere în care sfârșeau cei ce fuseseră condamnați la moarte. În ziua execuției, condamnatului se spunea că iată va fi iertat și eliberat, dar cu o singură condiție, să sărute chipul Maicii Domnului atârnat pe pieptul fecioarei de fier, care era amplasată într-o înfundătură a zidului.
Profund recunoscător, condamnatul pășea bucuros către Fecioara de Fier, dar apropiindu-se de ea, călca pe un dispozitiv care declanșa un întreg mecanism. Brațele Fecioarei de Fier, prevăzute cu cuțite, se deschideau brusc și îl prindeau într-o îmbrățișare ucigașă, străpugându-i corpul. La picioarele Fecioarei de Fier se căsca apoi o gaură prin care condamnatul cădea de la o înălțime de 80 metri într-un canal în care îl așteptau mai multe săbi ascuțite orientate cu vârfurile în sus care îl tăiau în bucăți. Canalul era alimentat apoi cu un șuvoi de apă care spăla toate urmele monstruoase execuții, purtând resturile în Olt, care curgea la numai 800 de metri de cetatea Făgărașului. O nuntă cam povești? Decorul celor mai multe bazme este unul medieval, castelul, prințesa, cavalerul în armură strălucitoare. Iar când ne referim la o nuntă cam povești, asta vrea de regulă să însemne că ea a fost romantică, sublimă și desăvârșită sub toate aspectele. Ei bine, nunțile medievale erau oricum numai nuca din povești. Pentru început trebuie consemnat că fericita mireasă, abia dacă se afla la vârsta pubertății, având adesea în jur de 12 ani. Cât despre mire, erau cazuri când și acesta abia era trecut de 14 ani, dar și situații inverse, în care era deja bătrân, burtos și gârbovit. Cât despre ceremonia în sine, ea era mai ceva ca în Las Vegas. Cel puțin în Europa Occidentală, unde însurăței se căsătoreau pe stradă, prin hanuri și cărciumi sau direct în vreun pat, fără a fi necesară prezența unui preot sau unor martori. Evident că de aici au decurs și numeroase probleme și încurcături, întrucât încheierea unei asemenea mariaj putea fi demonstrată doar cu mare dificultate. Drept care, începând în secolul al XII-lea, s-a decis că mirii trebuie să-și unească soarta în cadrul unei ceremonii solemne oficiate de un preot. Decizia a reprezentat o adevărată revoluție și nu toată lumea a fost încântată. Iată de ce, odată cu noile reguli care presupuneau și acordul părinților, au început să fie aplicate în Anglia, mulți tineri îndrăgostiți au dat fuga să se căsătorească în Scoția, unde ele au pătruns abia mai târziu. Inelul capcană. Până la începutul secolului al XIII-lea, când mariajul a fost reglementat cum se cuvine, au apărut multe neînțelegeri. Dacă doi logodnici întrețineau raporturi sexuale, se considera că actul în sine a reprezentat o expresie a consimțământului lor și, prin urmare, ei erau considerați din acel moment gata căsătoriți. Dar consimțământul putea fi manifestat și altfel, de exemplu, prin simplul gest de a primi sau oferi un cadou. Acesta era numit de englez wed, termen de la care derivă de altfel cuvântul wedding, care înseamnă căsătorie. Astfel, dacă un bărbat îi dăruia unei femei un inel, iar ea l-accepta, mariajul putea fi considerat consfințit. Această ușurință cu care se puteau lega două destine a condus la multe situații neplăcute. Pentru a le evita pe viitor, Biserica din Anglia a atenționat la începutul secolului al XIII-lea că niciun bărbat nu ar trebui să pună de dragul distracției un inel de paie sau din vreun alt material, de rând sau prețios, pe mâinile unei tinere femei, pentru a putea prea curvi mai ușor cu ea, ca nu cumva în timp ce crede că glumește să se angajeze la poverile căsătoriei. Și într-adevăr nu era de glumă. Cele mai multe procese erau tocmai cele în care se încerca demonstrarea faptului că o căsătorie a fost încheiată. De la o extremă la alta, martori la noaptea nunții. Dacă până în secolul XIII te puteai pomeni că te-ai căsătorit dintr-o simplă greșeală, toană, ori glumă neînțeleasă, odată ce în această sferă a vieții private lucrurile au început să fie reglementate, s-a ajuns în cealaltă extremă. Chiar dacă nunta avea loc după tot tipicul cu acordul părinților, în cadrul unei somptuoase ceremonii religioase, oficiată de un preot și cu o mulțime de martori, tot se mai considera că lipsește ceva, mai ales în cele mai importante familii în frunte cu cele regale, mizele erau foarte mari. Oamenii trebuiau să fie convinși că mariajul a fost consumat, căci altfel exista riscul ca el să fie anulat, provocând probleme politice, economice și, Doamne ferește, chiar militare. Dar cum se putea asigura lumea că o căsătorie chiar a fost consumată? Ei bine, într-un singur fel, asistând la respectivul moment. Lucrurile se întâmplau de regulă cam așa. După ceremonia religioasă de la biserică urmau petrecerile la care nuntașii se veseleau bine, ajutați de cantități impresionante de alcool. Iar apoi, când atmosfera devenea suficient de încinsă, mireasa era luată uneori pe sus de propria ei familie sau de alți invitați și dusă în patul nupțial. Dar nuntașii nu se retrăgeau din încăpere, ci rămâneau acolo, holbându-se la mir, până când aceștia duceau cum necum lucrurile până la capăt.
În multe părți ale Europei se obișnuia, chiar și în familiile mai simple, ca după consumarea căsătoriei, mirele să iasă triumfal din dormitor, prezentându-le nuntașilor cearceaful însângerat, menit să dovedească fără putință de tăgadă, atât faptul că mireasa a devenit a lui, cât și că aceasta a fost neprihănită până în noaptea nunții. Taxa miresei. În mai multe părți ale Europei, ca de exemplu în Anglia, femeile de rând aveau o portiță de scăpare care le permitea să-și aleagă ele însele sosul, căutând un bărbat pe placul inimilor, chiar dacă acesta locuia pe o altă moșie decât pe cea a stăpânului lor. Tot ce aveau de făcut era să-i plătească lordului feudal un soi de taxă pe căsătorie numită merchet, prin care să-și despăgubească seniorul pentru faptul că urmea să-l lipsească de forța lui pe muncă. Merchetul era deci un fel de răscumpărare sau de compensație. Plata către senior putea fi făcută de tatăl sau fratele tinerei care urma să se mărite, dar și de ea însăși. Există relatări despre tinere femei din epoca medievală care munceau din greu tocmai pentru a strânge bani pentru taxa în cauză și care odată achitată le dădea dreptul să-și ia drept soț bărbatul iubit. Potrivit istoricilor, chiar și în zona noastră a existat o taxă pe feciorie, din ea a derivat apoi așa numitul preț al miresei, plătit de mire sau de familia lui către părinții viitoarei soții. Dreptul primei nopți. Oricât de incredibilă ni s-ar părea taxa pe căsătorie, ea nu era de fapt decât varianta mai blândă a unui obicei mai vechi, care prevedea dreptul seniorului de a petrece el însuși noaptea nunții cu oricare dintre femeile care se căsătoreau pe pământurile sale. Din câte se pare, această practică exista încă din zorii istoriei, fiind consemnată până și în epopea lui Gilgamesh. Una din cele mai vechi scrieri literare din lume, care datează de pe la începutul mileniului al III-lea înainte de Hristos. Textul spune că Gilgamesh, care era conducătorul cetății babiloniene Uruk, trăiește împreună cu nevasta promisă, el întâi și apoi soțul. La rândul său, istoricul grec Herodot consemna, vorbind despre un trib libian din vechime, că fecioarele care urmează să se mărite îi sunt înfățișate regelui, care o deflorează pe cea care îi place. Deși unii specialiști nu cred că dreptul primei nopți, ius prime noctis, ar fi existat și în perioada medievală, există totuși numeroase argumente care par să vină în sprijinul perpetuării sale. În Anglia, de exemplu, e consemnată o practică judiciară care, în loc să ofere dreptul de moștenire primului născut, i-o asigura dimpotrivă ultimului dintre copii. Această tradiție pare să fie avut la bază tocmai principiul potrivit căruia paternitatea celui mai mare fiu ar sta sub semnul întrebării. Cine a fost primul, stăpânul sau soțul? Cunoscut sub numele de Borough English, acest obicei pare așadar să certifice, fie și indirect, faptul că dreptul primei nopți, numit de francez droit du seigneur, dreptul seniorului, a continuat să fie o realitate și în epoca medievală, la fel ca un obicei ciudat din Catalunia, unde se cerea ca stăpânul să treacă peste patul de nuntă în care era întinsă mireasa. Acest gest simbolic era perceput de țăran drept o umilire, o demonstrație de forța stăpânilor. Un alt indiciu că dreptul primei nopți a continuat să fie exercitat de seniorii medievali provine din Zürich, unde un document din secolul al XVI-lea consemna obiceiul ca bărbatul care urmează să se căsătorească să-l invite pe mai marele locului și să-l lase să-și petreacă noaptea nunții cu mireasa, ori să ofere în schimbul acestei plăceri o plată constând în suma de 5 șilingi și 4 fenici. Un divorț sângeros. În evul mediu în Germania, atunci când soții nu mai găseau nicio cale de înțelegere, situația era tranșată prin luptă. Felul în care decurgeau lucrurile a fost detaliat într-o carte scrisă în 1467, care atestă că soții luau cât se poate de în serios sintagma până ce moartea ne va despărți. Cum bărbatul are în mod evident un avantaj fizic când se luptă cu o femeie, soției erau făcute unele concesii, astfel încât confruntarea să decurgă în condiții cât mai echitabile. Soțul era, de pildă, pus să stea într-o gaură săpată în pământ, iar una dintre mâini îi era legată la spate. Dacă lupta era câștigată de femeie, bărbatul era executat. Dacă cel victorios era soțul, femeia era îngropată de vie. Moda în evul mediu. Felul în care se îmbrăcau oamenii în decursul evului mediu este printre cele mai bizare din istorie. Bărbații acelor vremuri erau, de pildă, pur și simplu obsedați de pantofi cu vârfuri ascuțite ca niște morcovi și atât de lungi încât ajungeau să depășească și cu peste 12 cm nivelul degetelor de la picioare. Cu cât erau pantofii mai lungi, cu atât mai mare se considera că era averea domnului în cauză și implicit respectul pe care îl datorau semenii săi, mai puțin binecuvântați de soartă. Cum bunul simț există dintotdeauna, au existat însă și în evul mediu numeroși critici acerbi acestei mode aiuristice.
Unul dintre manuscrisele perioadei afirmă, de exemplu, că acești pantofi ar fi mai potrivit trebghiare pentru demoni decât ca ornamente pentru bărbați. Iar un poem englezez din 1388 deplângea faptul că bărbații nu pot îngenunchea atunci când se roagă, din cauza faptului că pantofii lor sunt prea lungi. Problema a fost în final tranșată chiar de la vârf. În 1368, regele Franței a emis un edict prin care a interzis producerea și folosirea pantofilor morcovi în Paris. După aproape 100 de ani, regele Angliei, Eduard al IV-lea, a luat o decizie asemănătoare, restricționând drastic dreptul purtării ciudaților pantofi. Dar dacă vă vine să râdeți de bărbații din Evul Mediu, aflați că nici femeile nu erau cu mult mai breze. A fost o perioadă în care o frunte înaltă era considerată un mare semn de frumusețe. Pentru a se ridica la înălțimile amețitoare ale acestui ideal medieval, femeile își smulgeau cu nestrămutată hotărâre atât genele cât și sprâncenele, până când nu mai aveau pe față nici măcar un singur firicel de păr. Prieteni, atât pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!